Atât meteorologică cât și hidrologii au emis o atenționare care a intrat în vigoare ieri și durează până azi la ora 24. De asemenea, s-a comunicat că în județele Mureș și Harghita este cod galben, ceea ce înseamnă că este posibilă producerea de inundații pe râul Mureș. În unele localități, cantitatea de precipitații a ajuns în această perioadă până la 40 de litri pe metru pătrat. Astfel, debitele apelor au crescut simțitor, dar nu au depășit cotele de apărare. În schimb, din cauza ploilor, s-au produs câteva evenimente. Datorită scurgerilor de pe versanța, formăritori, am avut și evenimente. Comuna Cuci, satul Petrilaca, pârâul Luncilor a provocat reversare. de asemenea în Regin cursuri necodificate, cum ar fi pârâul Temniței, pârâul Agricultorilor, de asemenea curs codificat Canalul Morii și dacă mai doriți în Gurghiu, satul Păuloaia, cursul de apă, pârâul Păuloaia. Sigur, amplitudinea lor nu a fost foarte mare, noi am încercat să limităm aceste efecte ale inundaților prin măsurile pe care le-am luat. Astfel, vegea metrologică a fost intensificată. Au fost efectuate supravegheri mai atente ale cursurilor de apă, raportări cu frecvență mai intensă, astfel încât am putut gestiona până la această oră debitele, astfel încât toate apele curg în matcă. până la această oră nu au fost înregistrate depășiri ale cotelor de apărare, iar avertizarea se menține până mâine, la ora 14.